nevoie vreodată de confirmări că ești pe drumul cel bun? Că ai luat decizia corectă? Dacă ești un pic ca mine, s-ar putea ca lucrul ăsta să te fi cam încetinit din mers. Sau, dimpotrivă, dacă ai primit toate aprobările de care aveai nevoie, să nu mai știi în ce direcție să o iei. Așa am pățit și eu chiar în primul an Maxwell Leadership Certified Team. Intrasem în harta succesului cu Marius Darie și la prima întâlnire ne-a rugat să împărtășim și colegilor care e direcția pe care intenționăm să mergem. Ce am ales? Training, că doar asta fac de o viață. V-ați prins acum că voiam doar să rămân în zona de confort, nu-i așa? Ei bine, după ce am mai ascultat câteva apeluri, mi-am dat și eu seama de asta. Și la următoarea întâlnire i-am spus răspicat. Știi, cred că n-am ales bine. Dacă tot sunt aici, vreau să cresc. Prin urmare, am nevoie să învăț ce nu știu și să mă provoc în direcția asta. Așa că o să merg pe coaching. Zis și făcut. Doar că, din acel moment, au început să apară tot mai multe oportunități de speaking. E, acum, Mirela, ce e de făcut? Care să fie direcția pe care ar trebui să merg? Cunoașteți oameni cu dilema asta? Care așteaptă să-și găsească misiunea personală și calea sigură pe care să pășească de aici înainte pentru tot restul vieții? Și până atunci aleg să stea pe loc. Pardon. Să învețe mult până vor ști tot și să nu acționeze? Ei bine, atunci am realizat că va trebui să acționez strategic, folosind principiul lui Chris Robinson. Învăț un pic, aplic un pic. În plus, mi-am amintit că John ne dă o rețetă simplă pentru a ne găsi direcția și sensul în viață. Și mi-am adresat constant cele 3 întrebări. Ce mă face să plâng? Faptul că nu ne cunoaștem și nu ne înțelegem suficient, nici pe noi, nici pe ceilalți. Și poate nu ne sprijinim în felul în care avem nevoie fiecare. Ce mă face să cânt? Știi, luminița aceea care se aprinde în ochii oamenilor care prind aripi? Luminița aceea mă face mereu să cânt. Când văd rezultatele care vin odată cu încrederea, conectarea și claritatea. La ce visez? La oameni fericiți, cu ei și cu ceilalți, care dăruiesc din prea plinul sufletului lor tocmai pentru că au găsit și multiplică scânteia pe care Doamne, Doamne, a pus-o în ei. Am ajuns să folosesc toate instrumentele din universul Maxwell. În fiecare zi aleg să fiu aproape de foc și de oamenii care acceptă provocarea creșterii intenționate. Care e calea, deci? Adaugă valoare în fiecare zi, acolo unde ești, prin tot ceea ce ești, știi și poți. Drumul se conturează pe parcurs, dar nu-l vei găsi până când nu te angajezi să faci pașii necesari pe o direcție anume.